de tine, Doamne, stăpânul meu preasfânt. Ce-aș face fără tine pe acest străin pământ? În orice zi și clipă de tine dornic sunt. Ce-aș face fără tine, stăpânul meu preasfânt? În orice zi și clipă de tine dornic sunt. Ce-aș face fără tine, stăpânul meu preasfânt? În jurul meu dușmanii sporesc neîncetat, dar tu de ei mă aperi, stăpâne îndurat. În orice zi și clipă de tine dornic sunt. Ce-aș face fără tine, stăpânul meu preasfânt? În orice zi și clipă de tine dornic sunt. Ce-aș face fără tine, stăpânul meu preasfânt? În urletul furtunii, sub trăznete și frig, durerea mea și spaima, la cine să le strig? În orice zi și clipă de tine dornic sunt. Ce-aș face fără tine, stăpânul meu preasfânt? În orice zi și clipă de tine dornic sunt. Ce-aș face fără tine, stăpânul meu preasfânt? Ființa ta, o Doamne, e pace-n viața mea. Ce-aș face fără tine în noaptea vieții grea? În orice zi și clipă de tine dornic sunt. Ce-aș face fără tine, stăpânul meu preasfânt? În orice zi și clipă de tine dornic sunt. Ce-aș face fără tine, stăpânul meu preasfânt? Domnul să primească lauda noastră înaintea Lui. O să ne apropiem de cuvântul Domnului. Vom citi un pasaj din 1 Împărați, capitolul 18. Pagina în Sfânta Scriptură, versiunea Cornilescu, 381. 1 Împărați, capitolul 18. Vom citi de la versetul 16 la 21. Ne ridicăm cu întreaga adunare în semn de respect pentru cuvântul Domnului.
Suntem pe vremea prorocului Ilie și iată cuvântul Domnului ce spune de la versetul 16. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis, tu ești acela care nenorocești pe Israel? Ilie a răspuns, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci a lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Binecuvintează, Doamne, cuvântul acesta din Sfânta Scriptură. Te rugăm să ne deschizi mintea, să ne pregătești inima și Duhul Tău să poată lucra mântuirea, credința în viața noastră. În numele Domnului Hristos ne rugăm și în puterea Duhului Sfânt. Amin. Vă rog să ocupați locul. În această seară aș dori să abordez o temă din nou contemporană, o temă despre care mai puțin se predică, deși cred că este o provocare foarte serioasă pentru generația aceasta. Și anume, dori să vorbesc despre relativism. Am citit însă acest text din 1 Împărați, capitolul 18, și în special versetul 21, pentru că sugerează această atitudine relativistă, lipsită de decizie, care caracterizează, zic, astăzi pe foarte mulți creștini, pe foarte, foarte mulți credincioși. Pe vremea acestui împărat Ahab, Dumnezeu l-a ridicat pe Ilie, prorocul, prin care a făcut mari lucrări. Ilie a fost un proroc direct, radical, a confruntat păcatul, a confruntat păcătosul. N-avea teamă, pentru că se ducea în numele Domnului, cu autoritatea Domnului. Găsim însă această situație, această provocare. O parte din popor se închina la Dumnezei străini. Și erau susținuți de împărat, ceea ce a provocat mânia Domnului. Dumnezeu îi vorbește lui Ilie. Și Ilie cheamă poporul ca să demonstreze că Dumnezeul adevărat este Jehova. Este Dumnezeul cerului și al pământului. Nu este alt Dumnezeu ca El. Prorocii lui Baal au fost puși la încercare, dacă Baal există, există deci un alt Dumnezeu în afară de Dumnezeul adevărat, să-și demonstreze puterea. Vine o încercare, e vorba de o jertfă care trebuia mistuită, nu s-a întâmplat nimic când prorocii lui Baal s-au rugat, au cerut de la Dumnezeul lor să intervină, pentru că n-avea cine interveni. Baal era un idol. Idolii n-au putere, idolii sunt invenții de ale oamenilor. Când i-a venit rândul lui Ilie însă, s-a rugat, vă citez din nou din același capitol, versetul 36,
Prorocul Ilie s-a rugat și a zis: Doamne, Dumnezeule Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să se cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Dumnezeu l-ascultă pe Ilie, se coboară foc din cer, mistuie arderea de tot. Prorocii lui Baal sunt făcuți de râs. Prorocul Domnului este răsplătit de Dumnezeu și poporul recunoaște apoi lucrul acesta. Dar versetul 21 din același text ne spune că inițial, când Ilie cere poporului să se apropie, să aibă cuvânt din partea Domnului, le spune câteva cuvinte directe, dure, dar foarte adevărate. Și le spune: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Prorocul cheamă poporul să decidă pe cine vrea să slujească, pe Dumnezeu cel viu sau pe zeii fără viață. Cu alte cuvinte, prorocul le cere să se decidă să nu stea între două opinii, două păreri. Dar poporul n-a răspuns nimic. Stăteau acolo indeciși. Acest lucru este descurajator. Când Dumnezeu îți cere să iei atitudine, să te ridici, să spui ceva, tu să taci. Frica de a decide e specifică lipsei convingerilor. Iar lipsa convingerilor vine din duhul relativismului, neîncrederii, nesiguranței, adică nu ai bază solidă. Asta e relativismul. De pildă, dacă Dumnezeu te cheamă să te dăruiești Lui și tu spui: poate, poate. Nu e da, nu e nu, ci voi vedea eu. Este ca și când la terminarea slujbei de astăzi mergem în hol, stai de vorbă cu cineva și crezi că e atent la tine, dar el se uită peste umărul tău, căutând un alt partener de conversație mai interesant decât tine. N-ați sesizat că vârsta celor care se decid pentru căsătorie e tot mai mare? Trăim o perioadă în care se iau decizii foarte greu. Avem o problemă. Nu ne decidem. Suntem mofturoși, nemulțumitori adesea, poate de aceea nu ne decidem să fim mai serioși cu Domnul. Suntem o generație de indeciși. Cineva spunea, și mi-a plăcut ideea, am să o folosesc, că mulți astăzi se închină Dumnezeului opțiunilor deschise. Opțiune deschisă înseamnă să nu iei nicio decizie imediat, să între deschizi ușa. Poate intru, poate nu intru.
Cam așa își trăiesc unii viață. Efectele sunt cumplite. Pentru că de obicei ne păstrăm opțiunea deschisă în domeniile cele mai importante din viață și în cele spirituale. Cred însă că acest Dumnezeu al opțiunilor deschise e Dumnezeul acestui veac, mai ales aici, în societățile avansate, cultural, științific. Se crede că dacă deschizi posibilitatea, nu e decizii, dar stai la pândă și să alegi doar când îți convine, ce-ți convine, înseamnă să fii liber. Ironia este că această aparentă alegere nelimitată nu ne face deloc fericiți. Cu cât avem mai multe opțiuni deschise, cu atât ne este mai frică să decidem. Ca să nu greșim, ca să nu ne facem de rușine. Cam aceasta era atitudinea Israelului când prorocul le spune: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă sunteți cu Dumnezeu, arătați-o deschis. Dacă sunteți cu Baal, arătați-o și aceasta deschis. Fiți onești. Dar poporul tăcea. Nu răspundea nimic. E ca și cum ți se șoptește așa în ureche: ține ușa deschisă, închină-te mie, nu mai e nevoie să te închini nimănui. Dacă te închini mie, Dumnezeului, opțiunilor deschise, nu ai nevoie de dăruire, vei avea libertate totală. Cu asta sunt păcăliți mai ales tinerii astăzi. Și nu numai. Am observat ceva, îmi permit să fac această observație pe diaspora, pe românii care sunt în bisericile răspândite în Europa. Cunosc multe dintre ele. Am vorbit și cu alți lucrători care au făcut aceeași observație. Au venit din țară mulți cu familii închegate, copii ascultători, au ajuns aici. În țara opțiunilor deschise, unde nu trebuie să te grăbești să iei decizii, trebuie să le cântărești, și ai noștri s-au virusat cu această gândire. Au început să gândească la fel ca și ceilalți. Sunt părți în această Europa, biserici, în care problema principală este divorțul. Nu s-a mai auzit în bisericile evanghelice unde căsătoria e un legământ serios, familia este instituită de Dumnezeu. Atât de mult credeam în aceste valori, credeam că nimeni nu le va zdruncina vreodată. Când s-a venit la loc larg, la opțiuni deschise, am consiliat multe cupluri, soț-soție, care mi-au spus: suntem în prag de divorț. Bărbatul meu gândește altfel decât mine. Eu țin lucrurile într-un fel, altfel e partea financiară, copiii, creșterea, educația lor, relațiile, prietenii. El spune, s-a modernizat. El s-a schimbat. Face ce vede la ceilalți din țara aceea făcând. Eu aș putea da multe exemple. Îmi spunea un pastor de curând, prieten, că a fost în Spania, la câteva biserici acolo, în 10 zile a făcut 12 consilieri
pentru familii în prag de divorț. Acum. Cândva nici nu se amintea, nici nu se punea problema aceasta. Credeam că aceste valori nu vor fi schimbate niciodată. Dar când ai de Dumnezeul acesta, de Duhul acesta, de idolul, de Baalul acesta al opțiunilor deschise, nu te decizi decât greu, zici poate, nu știu, voi vedea, și dacă îți spune cineva, eu asta cred, asta e adevărat, știi ce vorbă găsești cel mai des? Și ce dacă? De-aia mesajul mi-l aminte tulat așa. Și ce dacă? Ca și cum, asta e convingerea ta, eu am convingerea mea. Tu spui că acesta e adevărul tău, ei, eu am adevărul meu. Ne respectăm unul pe celălalt. Păi nu este un singur adevăr, nu poți vorbești despre același eveniment, aceeași problemă din două părți, să spui că sunt două adevăruri, este un singur adevăr. Și ce dacă? Așa cred eu. Acesta e spiritul relativist. Relativism înseamnă absența valorilor absolute. Absolut înseamnă nesupus restricțiilor, ceva independent de orice condiții sau relații. Când, de exemplu, spui, acesta este un adevăr absolut, adică nu mai poate fi dezmințit. Nu contează condițiile în care acest adevăr a fost socotit, măsurat sau sistemul la care a fost raportat. Adevărul este adevăr. Adică adevărul e conform cu realitatea. Ceva conform cu realitatea. N-ai cum să-l schimbi. Nu e altfel. Relativismul însă, opusul absolutismului, înseamnă să condiționezi adevărul. Nu să-l iei necondiționat. Acesta e adevărul. Da? Minciuna, aceasta e minciună. Nu, ți se va spune, în anumite condiții nu e minciună. În anumite condiții nu e plagiat. Vreți detalii? Vi le aduc din România. Acesta este relativismul. Aș vrea să vă dau câteva exemple, dar înainte ca să înțelegeți bine termenul. Toți trăim pe baza unor valori. Avem fundamente morale, le spunem noi. Știm ce e bine, ce este rău. De unde vine acest fundament moral? Convingerile noastre că ceva e bine, ceva nu e bine. Cei care nu cred în Dumnezeu, îi numesc umaniști, spun așa, că moralitatea din noi e dată de creație, de universul natural. Am folosit cuvântul greșit, creație, pentru că ei nu cred în creație. De mama natură, de universul natural. Și dacă le întreb, păi, cum eu cred că ceva e rău sau ceva este bine, explică-mi natural, adică ce înseamnă asta, că niște atomi în mine, niște, știu eu, experiențe astea, chimice, forțe, energii din mine s-au combinat în așa fel ca să producă în mine un adevăr moral? De unde eu am un comportament moral, cine te crede? Dar sunt unii care cred asta. Că noi avem așa un sistem fizic care ne dă moralitate. Unii nu merg până acolo și spun, nu, este altceva. Și au venit cu ideea că moralitatea din noi este dată de
cultura, de mediu, de contextul social în care trăim. Adică această cultură europeană, de pildă, hotărăște ce e moral și ce nu este moral, ce este imoral. Ea a spus, credem că la ora actuală, în vremurile noastre, homosexualitatea nu e păcat. N-ai voie să spui că e păcat, e o slăbiciune, e din pricina unei deformări genetice. Nu știm exact, dar astăzi nu mai poți spune că homosexualitatea este păcat. Un pastor pentecostal, din câte știu eu, care a predicat împotriva homosexualității, conform Scripturii, că este păcat în ochii lui Dumnezeu, a fost arestat, a fost băgat în închisoare. Cultura nu-ți permite. Dar vedeți câte culturi sunt în lumea asta? Și nu mă refer la cultura de porum, de ovăz, de floarea soarelui. Mă refer la cultura umană. Adică ai cultura europeană, ai cultura asiatică, te duci în Asia, anumite valori din Asia nu sunt valabile aici. Depinde, știți că la japonez viața nu este atât de prețioasă ca în Europa. De aceea, în al doilea război mondial, probabil că ați citit despre piloții aceia care se jerfeau, kamikaze, da? Care își dădeau viața pentru patrie. Pentru ei viața nu era atât de valoroasă. În Europa nu este așa și în America. Te lupți să trăiești cât mai mult. Valorile diferă. Acum, care e standardul de moralitate? În Japonia, în Europa, în Africa, în America de Sud, a zice că moralitatea este determinată, dată de cultură, este o prostie. N-are nici un suport, nici măcar logic. Ei, și-au venit unii și-au spus, așa e, nu prea pot spune, dar am găsit soluția, au zis ei. Fiecare individ în parte are un standard de moralitate și fiecare decide pentru el. Adică tu ai standardele tale, eu standardele mele, celălalt ale lui, da? Cel care e mai puternic, care are argumentul mai puternic, acela decide în final ce să facem și ce să nu facem. Deci, unii cred că universul natural, alții cred că cultura umană, alții cred că individul decid moralitatea. Noi nu credem asta, frați și surori. Noi credem cu totul altceva. Dumnezeu decide standardele morale. Creatorul nostru a pus în noi cugetul. Dumnezeu spune prin Apostolul Pavel, vă citesc în Roman capitolul 2, versetul 14 și 15, când neamurile, măcar că n-au lege, fac din fire, din natură, lucrurile legii lui Dumnezeu. Prin aceasta, ei care n-au o lege, își sunt singuri lege. Și ei dovedesc că lucrarea legii lui Dumnezeu, adică legea morală, este scrisă în inimile lor. Da? Adică după felul în care se poartă, toți oamenii e clar că au o lege înscrisă în inima lor, în ființa lor. Continuă textul, fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisește cugetul lor și gândurile lor care sau se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Noi credem că sursa acestei legi morale, acestei autorități morale din noi, este Creatorul nostru, este Dumnezeul nostru care este și El moral și absolut. Slavă Lui pentru aceasta. Deci nu credem în ofertele pe care le dă lumea. Însă noi vorbim aici, aceste lucruri, credem în ele, ne bucurăm de ele. Dar v-aș
demonstra în această seară că nu toți credem la fel, că veți avea surprize dacă la anumite întrebări nu vom răspunde toți la fel. De pildă, dacă spui unui tânăr de astăzi, Biblia zice să asculți de tatăl tău și de mama ta. Credeți că toți tinerii ar fi de acord cu asta? Și își spune, depinde. Dacă, de exemplu, cum vorbeam aseară, aș întreba ce credeți cei care navigați pe internet și vă uitați la site-uri murdare, e păcat sau nu e păcat? Nu toți vor spune că e păcat, vor zice, depinde. Dacă aș întreba, sunteți de acord cu ordinarea femeilor în biserică? Depinde. Nu cred că toți ar spune nu. Așa e, surori. E o problemă foarte serioasă astăzi în multe biserici, vine spre noi. În Anglia, de pildă, în America, se ordinează femeile chiar în biserici evanghelice. La noi încă nu a pătruns, dar nu e așa, că depinde. Nu avem toți același răspuns la astfel de întrebări. Dacă aș întreba un tânăr inteligent, cât de cât pregătit, care citește Biblia, spune-mi, te rog, crezi în păcatul strămoșesc? Adică tu crezi că păcatul lui Adam s-a răsfrânt și asupra noastră și noi suntem pedepsiți din pricina lui Adam? Ar zice, nu, nici de cum. A fost problema lui să-și o rezolve cu Dumnezeu, Adam. Dumnezeu să rezolve cu mine păcatul meu. Vă asigur că mulți ar răspunde așa. Unii nici nu știți ce ar trebui răspuns. Dar dacă citești Romani, capitolul 5, vei înțelege că noi avem înclinație păcătoasă din pricina lui Adam, primul om. Și că întocmirile inimilor din gândurilor noastre păcătoase sunt îndreptate în fiecare zi, spune Dumnezeu, spre rău, din pricina aceasta. Dar suntem puțin mai toleranți, nu-i așa? Asta e problema astăzi. Relativismul, gândirea aceasta, se vede în toleranță, în îngăduință. Acum, suntem de acord cu îngăduința, mai ales îngăduința creștină. Citești Romani, capitolul 14, și înțelegi, în casa lui Dumnezeu, între noi, trebuie să aplicăm îngăduința. Dar nu credem într-o toleranță din aceasta morală, socială și chiar spirituală. Cei care urmăriți anumite emisiuni la televiziunile creștine, uneori ați auzit predicatori care predică, dar parcă nu complet, ți se pare că nu duce până la capăt, ceva nu spune. Îți place ce spune, dar ceva nu spune. Unul dintre acești predicatori, de exemplu, este un american, Joel Austin, care e acum în top, are biserică de 10.000 de oameni, e foarte popular, dar nu predică despre păcat niciodată. I-a luat un interviu Larry King la CNN, la una dintre televiziunile naționale, și a fost întrebat, Larry King este evreu? Și l-a întrebat, domnule predicator, am observat că nu predicați despre jertfa lui Iisus, da? Ce predică și alți evangeliști. Nu predicați contra păcatului? A, zice Joel Austin, eu cred că cei care vin la biserică știu deja că sunt păcătoși. De ce să le mai spun și eu? De ce să le amintesc, să-i indispun? Eu le spun ce Dumnezeu bun avem
ce Dumnezeu mare avem, cum îi poate elibera, cum îi poate scoate din sărăcie și să-i ducă în prosperitate materială. Și... E, aceasta este o gândire relativistă, incompletă pentru noi, promovează toleranța, promovează opinia celuilalt, dar nu acceptă pe cei care cred în adevăruri absolute. Nu e așa că ar râde de tine la școală un coleg dacă ei spune că tu crezi în valori absolute, crezi în familie, crezi că în abstinență că tu nu te vei culca cu un băiat sau cu o fată înainte de căsătorie. Crezi în familie, nu în concubinaj. Crezi în Iisus Hristos ca Fiul lui Dumnezeu. Crezi în înviere, crezi în întrupare, crezi în miracole, crezi în vindecări. Crezi în moralitate absolută. Sunt sigur că dacă aceste lucruri le spune în Austria la o școală, ar râde de tine, nu-i așa? Deja se râde și în România. Televiziunile își bat joc de valorile absolute. Îmi amintesc că la un moment dat, anii trecuți, era o reclamă la o cafea. Și în reclama respectivă arată tatăl vine cu cafeaua fierbinte dimineața, bate la ușa fiicei să-i aducă cafeaua, că așa vor fiicele, să-i aduci. Și când deschide ușa, un băiat în față. În fața tatălui un băiat, se sperie tatăl, nu era fiica, fiica apare de după băiat, deci au dormit împreună. Și ideea era că această cafea împacă lucrurile, te face să fii înțelegător. Bei din cafeaua aceea, ești mai tolerant, înțelegi cum sunt vremurile. Am încetat să mai cumpăr cafeaua aia. Acum nu mă întrebați dacă e bine sau nu să bei cafea. Depinde. Uite, putem să... Foarte ușor. Acum putem să facem un exercițiu de relativism. O bancă din România, țin minte că făcea o reclamă tot așa la concubinaj, făcea reclamă la oferta băncii, dar ideea era din nou imoralitatea sexuală. Și mulți creștini de pe internet au început o campanie împotriva acestei publicități, să scoată spotul acela publicitat. Au fost mii de cereri, s-au trimis la banca respectivă și în final, după mult timp, n-au scos publicitatea, spotul acela, și au răspuns. Un prieten de-al meu a fost în legătură și a primit răspuns de la directorul băncii și răspunsul a fost... E problema noastră, nu e problema voastră? Cu alte cuvinte, cererea n-are sens. Noi gândim altfel. Exact așa era publicitatea. Gândim altfel. Ei, ce vreau să spun cu toate acestea e că spiritul acesta, duhul acesta al relativismului e peste tot. Două consecințe sunt majore. Eu le observ doar, dar sunt sigur că ați completat lista voi când vă uitați, mai ales în această societate extrem de tolerantă. Două consecințe. În primul rând, prăbușirea autorității. Ce se întâmplă e că vechile structuri de autoritate care consolidau societatea pe care ne bazam, și anume familia, școala și biserica,
se prăbușesc sub ochii noștri. Nu vedeți asta? Familia deja aproape nu mai există. Știți că se schimbă limbajul chiar în buletine, în cărțile de identitate. Nu vei trece căsătorit sau necăsătorit. Mai va mai apărea o rubrică. Dacă ai partener sau n-ai partener. Școala mai au autoritatea de dinainte, dascălii pentru copiii de astăzi, tot mai slabă. Biserica. În multe cazuri, bisericile istorice, bisericile cele mai importante, să zicem numeric, au probleme interne grave, chiar cu moralitatea. Nu mai pot să spună, uitați-vă la noi, biserica noastră e curată. Aceste structuri de autoritate cad una după alta. A doua consecință majoră este dispariția principiilor morale. Întrebi generația tânără care sunt principiile lor morale și nu știu ce să spună. Dau aici un exemplu. Unora le plac serialele de comedie. Americanii sunt specialiști în asta. Îți dă foarte scurt, 40 de minute sau chiar 30 de minute, serial scurt în fiecare seară, să te țină acolo în fața televizorului, să râzi, să râzi cu ei. Cu cine? Cu cei care produc emisiunile. De obicei, aceste seriale au succes dacă sunt pline cu senzualism, aluzii. Într-un astfel de serial, cu ceva ani în urmă, e următoarea scenă, ca să vedeți ce ușor se inoculează ideea păcătoasă, relativistă. Doi bărbați, amândoi căsătoriți, unul îi propune celuilalt să aibă aventuri cu alte două femei, nu soțiile lor. Și când prietenul îi propune celuilalt, respectivul răspunde, da, dar eu sunt căsătorit. La care celălalt îi spune, doar nu ești așa de căsătorit. Da. Ți se pare că așa a fost o vorbă? Această replică a devenit cea mai populară. Mulți ani între tineri, între bărbații tineri. Dar nu ești așa de căsătorit. Cu alte cuvinte, nu e ceva absolut. Ești, dar nu trebuie să fii chiar așa. De ce e atât de rea această gândire? Știți că în spatele marilor catastrofe, marilor războaie, au stat astfel de idei? Un filozof neamț, Friedrich Nietzsche, a influențat foarte mult poporul german și în final pe Hitler. Hitler recunoaște aceasta în scrierile lui. Unul din sloganurile lui Nietzsche, filozoful, era acesta. Tu ai calea ta, eu am calea mea. Cât privește calea corectă, ea nu există. Și ideea aceasta e citată destul de des, chiar astăzi, de filozofi. Cu alte cuvinte, schimbăm regulile chiar în timpul jocului. Dacă îți convine. De ce? Pentru că plăcerea e înaintea adevărului. Plăcerea, asta simt eu, asta cred eu, e înaintea adevărului. S-ar putea să fie adevărat, s-ar putea să nu fie adevărat, dar dacă mie îmi convine, înseamnă că e bine pentru mine. Asta e gândirea relativistă. E așa de atractivă. Sper că n-ai mușcat din acest măr al celui rău.
ce avem de făcut. Aș vrea să mă întorc la textul nostru din 1 Împărați 18. Prima atitudine pe care trebuie să avem astăzi în acest context al relativismului moral este aceasta. Refuză opțiunile deschise. Refuză zeul opțiunilor deschise. Fii mai hotărât în alegerile, în deciziile tale, mai ales cele importante de viață. Nu cred că Dumnezeu ne-a creat să ținem tot timpul ușa deschisă, să trăim cu frica de a nu lua decizii. Dumnezeu ne-a creat cu puterea de a decide. Avem voința, capacitatea de a alege. Nu spun că nu trebuie să fim prudenți, să ne rugăm Domnului, să căutăm sfatul celorlalți, să citim Scriptura ca să putem lua decizie. Cu cât decizia este mai importantă în viață, cu atât trebuie să fim mai atenți. Dar vine un moment când a aștepta nu e înțelept. Este exact ce vedem în text, când prorocul stă în fața poporului și le spune: alegeți acum, voi sunteți cu Dumnezeu, mergeți cu El sau mergeți cu Baal? Și poporul tăcea, vinovat, pentru că și tăcerea poate fi un răspuns. Există o vreme, vă rog să rețineți, există un moment în viață când a nu alege înseamnă idolatrie. Când Dumnezeu îți cere să decizi și tu nu o faci, înseamnă că nu l-ai ales pe El, ai ales alți zei. Înseamnă că n-ai încredere în El. De aceea, gândul pozitiv pe care l-am de încurajare este să vă încredeți mai mult în Domnul, să luați decizii înțelepte, dar convinși că Dumnezeu este de partea ta. Uitați-vă în Iacov, capitolul 1, vă citesc de la versetul 5 la versetul 8. În orice decizie e nevoie de înțelepciune. S-ar putea să fii în situații dificile, nu știi cum să alegi. Spui sau nu spui, poate că ești sub o anumită presiune, poate că ți-e rușine, poate că ți-e frică, dar uitați ce spune apostolul aici, de la versetul 5, capitolul 1, Iacov 1 cu 5. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Cam așa arăți atunci când ești indecis, mai ales când e vorba să-ți reprezinți Dumnezeul, când e vorba de morală, de valori concrete care îl onorează pe Dumnezeu, onorează credința ta, înaintașii tăi, biserica ta. Trebuie să decizi, indiferent cât ar fi prețul. Nu e opțiune deschisă. Asta nu există în aceste chestiuni serioase, mari, valoroase. Încrede-te în Domnul din toată inima ta. Nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
nu fi ca poporul Israel, mut, laș, indecis. Dumnezeu așteaptă să stăm în picioare pentru numele Lui. De aceea respinge zeul opțiunilor deschise. Alege-L pe Dumnezeul adevărat, care te va călăuzi să iei deciziile corecte. Zeul acesta al opțiunilor deschise e foarte dur și răzbunător. E un zeu mincinos, pentru că îți promite prin aceste uși deschise, opțiuni deschise, că poți avea orice, dar în final nu-ți va da nimic. Domnul Iisus a spus că nu putem sluji la doi stăpâni. Trebuie să te decizi. Și vă citesc încă două versete din Deuteronom, capitolul 30. Poporul Israel știa asta. Și noi trebuie să știm. Versetul 19 și 20. Iată cuvintele din Deuteronom, capitolul 30, versetul 19. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, spune Dumnezeu, că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta, iubind pe Domnul Dumnezeul tău, ascultând de glasul Lui și lipindu-te de El, căci de aceasta târnă viața ta și lungimea zilelor tale și numai așa vei putea locui în țara pe care a jurat Domnul că o va da părinților tăi lui Avram, Isaac și Iacov. De aceea alege-L pe Dumnezeu, alege-L pe Cel care te-a ales pe tine în Hristos. Cred că Domnul așteaptă să fim mai deciși, să fim mai hotărâți. Într-o lume care nu se decide, într-o lume care amână mereu, într-o lume care amânarea înseamnă necredință. De aceea oprește-te de a da credit zeului opțiunilor deschise. Așa să ne ajute Domnul. Al doilea gând pe care l-am practic. Stai sub autoritatea unui Dumnezeu absolut și moral. Stai sub autoritatea unui Dumnezeu absolut și moral. Noi credem că Dumnezeul nostru este sfânt și drept și că legile Lui sunt desăvârșite, că acest Dumnezeu ni s-a descoperit, că acest Dumnezeu a descoperit legea bună a Lui în noi, nu este scuză. De aceea El așteaptă ca noi să stăm sub ascultare. Dacă nu, vorba lui Dostoievski dintr-un roman, fără Dumnezeu totul e permis. Dar dacă crezi în Dumnezeu, nu-ți vei permite orice. Și punctez aici problema permisivității. Rețineți și acest termen. Permisivitatea înseamnă să fii degajat, să-ți permiți, să-ți îngădui orice, ca și cum nimeni nu te trage la socoteală. Permisivitatea, relaxarea, te va duce în păcat. Când nu confrunți direct problema, când nu spui păcatului păcat, atunci îți vei permite orice. Vei căuta scuze, vei încerca să aduci tot felul de argumente, fără multe detalii. Am avut cândva un caz cu un tânăr, student, care am văzut noi că e apropiat de o fată, fata încă era în liceu, și l-am întrebat
care e relația între voi? Oh, zice, noi deja suntem căsătoriți. Bă, cum să fii căsătorit? Fata e în liceu, tu abia ești intrat la facultate. Oh, zicem, suntem căsătoriți spiritual. N-am știut ce ne-a șocat. Cum adică ești, pe ce, deci, cum ne-ai venit la gândul ăsta noi? O, zice, am citit într-o carte. Adune cartea, am spus noi. Și ne-a dus o carte în limba engleză, scrisă de un liberal teolog care nu credea în Scriptură așa cum credem noi, în absoluturile, nu? Adevărul neschimbabil al lui Dumnezeu. Și într-adevăr ne arată acolo că întâi trebuie să te căsătorești spiritual cu fata sau cu băiatul. Și apoi vine căsătoria la starea civilă și la biserică. Și că ei s-au căsătorit deja. Nu ne-a convins, evident. Și am presat. Dar voi trăiți în păcat? Da. Păi ai spus că e numai spiritual ești căsătorit. Gândire stricată, relativistă. Gândirea aceasta întotdeauna te va duce mai mult în păcat decât crezi tu. Asta e permisivitatea, să-ți permiți mai mult. Totdeauna să împingi granițele mai colo. Nu vedeți că asta se întâmplă în jurul nostru? Tot aceste granițe se lărgesc. Hai să-i acceptăm și pe aia. Aia nu este păcat. A, este ceva trecător. E problema lui, nu e problema ta. Avem un președinte de țară, nu? În Franța, care acum, nu? Dovedit că trăia în adulter, în sfârșit, oricum trăia cu cineva, o femeie, în concubinaj, nu era soția lui. Dar a fost prins acum că mai avea încă. Și s-au luat interviuri la cetățenii francezi. Și ce credeți că cei mai mulți au răspuns la întrebarea ce părere aveți despre președintele vostru? O, zic toți pe acolo, e viața lui privată. Nu ne băgăm. Dacă e un președinte bun, nouă, pe noi ne mulțumește, dar viața lui privată nu. Așa am ajuns. Cândva, în această Europa, un astfel de caz însemna să-ți dai demisia de onoare. Dar nu mai este. Pentru că dacă standardele morale sunt foarte jos sau aproape nu există, n-ai cum să măsori. N-ai cum să zici, până aici e bine, până aici nu e bine. Și gândiți-vă că dacă de sus vine în jos, spre popor, modelul acesta, vor fi drame. Va fi un dezastru moral într-o astfel de țară. Păi dacă cei de sus fac aceste lucruri, de ce n-ar face cei de jos? De aceea vă încurajez și vă rog să rămâneți sub autoritatea Dumnezeului nostru, a cuvântului său, a valorilor lui. Ce ne-a dat El prin creație, prin mântuirea, prin Hristos, ce ne-au adus apostolii Domnului, sunt valorile Domnului și la care trebuie să ținem. Nu vom renunța niciodată la ele. Oh, și vrei un standard de morală? Sper că nu-ți alegi nu știu ce președinte sau actor. Ce-ar fi să-L alegi pe Iisus Hristos? Da, în El nu s-a găsit păcat. Domnul nostru Hristos îl reprezintă pe Tatăl, sfințenia Lui, moralitatea Lui. De aceea El a putut să spună, eu sunt calea, adevărul și viața. Eu nu mă schimb. Slavă Lui pentru aceasta. Amin. Și mai am un ultim gând practic, și anume, hotărăște-te să trăiești în lumină. Hotărăște-te să trăiești în adevăr.
să elimini minciuna din viața ta, dubla măsură, duplicitatea, să nu pui întrebările diavolului din Eden, vă amintiți? Oare a zis Dumnezeu? Oare chiar așa a fost? Când pui întrebarea, oare chiar așa, asta e relativism. Încă din Eden, cel rău a căutat să schimbe gândirea primilor oameni. Este gândire demonică. Și mă întreb atunci, de ce mințim? De ce nu spunem totdeauna adevărul? De ce exagerăm? Porunca Domnului este clară, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Să urăm minciunea. Cine este numit tatăl minciunii? Cel rău, diavolul. Atunci de ce o facem? Unii știți cum se scuză? Toți o fac. Ca pe vremea comunismului când furau de la CAP-ul. Și spuneau că așa scrie în Biblie, că se apărau cu Biblia, că al Domnului e pământul cu tot ce este pe el. Și astăzi îți poți găsi versete din Biblie cu care să te acoperi dacă vrei să păcătuiești. Îmi spunea un prieten pastor că a avut situații în care păcatul era clar, cu Biblia în mână dorea să-l convingă un oarecare că nu-i păcat, că el face bine. Ne acoperim chiar cu Scriptura? De ce mințim atunci? De ce nu trăim la lumină? De ce nu trăim transparent, corect? Minciuna e distrugătoare. Minciuna este folosită să ne apărăm păcatul în care stăm. Și noi ne facem că nu este așa. Și asta uneori pe noi înșine ne înșelăm. De ce o facem? Mi-am amintit de o ilustrație folosită de un predicator despre un beduin, un arab în deșert. I s-a făcut foame și era în cortul lui și avea numai niște mere, să zicem. Și a prins lumânarea, a luat primul măr, mușcă din el un vierme, îl pune deoparte. E al doilea măr, mușcă din el, vierme. Dar era foame. Știți ce a făcut, nu? A stins lumina și a mâncat toate merele. Cam așa este cu unii astăzi, știți? Nu mă vede nimeni, la întuneric, fac tot ce vreau în țara asta, sper să nu fie frați în preajmă, video. Dacă așa te-ai obișnuit, înseamnă că nu trăiești în lumină. Gândirea aceasta stricată te-a prins și pe tine și trebuie să ieși de acolo. Este o singură variantă, să vii la lumină. Domnul nostru Iisus Hristos spune în Ioan, capitolul 3, foarte frumos, versetul 20 și 21, Ioan 3, căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vadă faptele, dar cine lucrează după adevăr vine la lumină pentru ca să-i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Asta cred că așteaptă Hristos de la noi, de la oricare. Să venim la lumină, să trăim în lumină, să nu mai trăim în întuneric. Așa îl onorăm pe El. De aceea n-ai voie să taci, n-ai voie să stai neutru când sunt problemele acestea mari, de moralitate, de spiritualitate. Aici nu negociem cu nimeni, aici nu există toleranță, aici nu există relativism, aici este absolutism, aici este adevăr care trebuie articulat de noi. N-are cine altcineva. Nu vedeți că și așa suntem puțini? Și așa suntem puțini, acolo unde lucrez, vecinii tăi, în școală, așa de puțini. Îmi spunea una din fetele mele care a făcut școală la Oradea, la un liceu foarte bun. Într-o zi
A venit și mi-a spus, tata, uite, zice, ce am observat, ce? Zice, suntem numai 3 elevi în clasă la care părinții nu sunt divorțați sau nu trăiesc în concubinaj. Acestea sunt vremurile. Poate vezi asta, dar tocmai de aceea e acest mesaj pentru tine. Da? Până când vrei să șchiopătezi de ambele picioare? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Dacă Baal este, mergeți după Baal. Sper că nu vei tăcea. Aceea, la rugăciunea de final, trebuie să iei o decizie. Să trăiești în lumină. Să refuzi zeul ușilor, oportunităților deschise și să te pui sub autoritatea Dumnezeului nostru cel sfânt și drept. El este sfânt, trebuie să fim și noi sfinți în toată purtarea noastră. Numai așa va fi glorificat acestui Dumnezeu absolut, moral, real, sfânt și drept. Să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin. Hristos, tu nu poți trăi, fără Domnul meu, tu nu poți viețui. Vei avea în lume un chin obositor, fără de Hristos, în lume ai să mori. Nu poți fi în lume fericit, dacă de El nu ești mântuit. Viața ta e un chin obositor, fără de Hristos în lume ai să mor. Nu poți fi în lume fericit, dacă de El nu ești mântuit. Viața ta e un chin obositor, fără de Hristos în lume ai să mor. Poți umbla cât vrei în lumea de păcat, dar să știi odată vei fi judecat. Plata-ți vei primi și vei fi condamnat, fără de Hristos în lume ai umblat. Nu poți fi în lume fericit, dacă de El nu ești mântuit. Viața ta e un chin obositor, fără de Hristos în lume ai să mor. Nu poți fi în lume fericit, dacă de El nu ești mântuit. Viața ta e un chin obositor, fără de Hristos în lume ai să mor. Poți să spui ce vrei, tu nu ești mântuit, dacă nu-L urmezi, pe veci tu ești pierdut. Iadul e al tău, un foc mistuitor, fără de Hristos în lume ai să mori. Nu poți fi în lume fericit, dacă de El nu ești mântuit. Viața ta e un chin obositor, fără de Hristos în lume ai să mori. Nu poți fi în lume fericit, dacă de El nu ești mântuit. Viața ta e un chin obositor, fără de Hristos în lume ai să mor.
Dar dacă asculți de Domnul meu Iisus, viața ta va fi cu El în ceruri sus. Bucurii nespuse acolo vei afla, glorie, mărire în veci, aleluia! Nu poți fi în lume fericit dacă de El nu ești mântuit. Viața ta e un chin obositor, fără de Hristos în lume ai să mor. Nu poți fi în lume fericit dacă de El nu ești mântuit. Viața ta e un chin obositor, fără de Hristos în lume ai să mor.
Acesta este un exemplu de relativism. Dacă spui fanfara va cânta o cântare, e relativ. A cântat mai multe. Dar dacă te uiți împreună la toate, a fost o cântare. Bine. Au venit mai multe întrebări, așa am obișnuit și în celelalte seri, pentru că e un studiu. La unele pot să răspund, la altele nu cred că va fi nici timp. Voi răspunde întâi la întrebările care au avut de-a face cu subiectul din această seară sau din serile trecute. Unele le las fratelui păstor să răspundă. Vedeți ce ușor m-am descurcat. O întrebare legată de tema aceasta, cum să procedăm cu persoane care gândesc sau au un comportament cu opțiuni deschise, care să fie atitudinea față de aceștia. De exemplu, dacă unii își permit să meargă în anumite locuri și tu nu crezi că e potrivit. Acum, întrebarea este importantă ca principiu, adică nu voi da explicații la toate situațiile posibile, dar când cineva gândește altfel decât tine și nu ești de acord cu el și nu sunt chestiuni importante, majore, există atitudini destul de clar specificate de Pavel, am să vă dau câteva, dar ca principiu, dacă cineva nu gândește ca tine, poate în probleme importante, atitudinea este aceasta. 2 Timotei 2, cu 24, și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință ca să ajungă la cunoștința adevărului. Dar prima parte importantă, atitudinea pe care Pavel, apostolul, o încurajează, este să fim blânzi, să fim înțelepți, îngăduitori față de aceștia. Nu vei schimba pe cineva dacă strigi la el, dacă îl pisălogești, dacă ești arogant cu el. Pavel spune, n-ai niciun câștig. Blândețea creează etosul, contextul potrivit pentru a dialoga cu cineva, încerca să-l schimbi. Aceasta e ca principiu. Acum, dacă sunt anumite convingeri ale celuilalt, care nu se potrivesc cu ale tale, să zicem că nu sunt chestiuni majore, dar el crede că se poate duce într-un loc, poate mânca ce tu nu mănânci, să bea ce tu nu bei, să poarte ce tu nu porți. Nu sunt chestiuni de mântuire, crede în Iisus sau nu crede în Iisus, crede că mântuirea prin har sau nu e prin har, crede în Sfânta Treime sau nu crede. Acestea sunt chestiuni mari. Dar când sunt chestiuni, să zicem, cenușii, nici albe, nici negre, ci sunt între ele, v-aș sugera două, trei idei din 1 Corinteni, capitolul 6, 1. Sunt cinci expresii pe care vi le puteți nota sau memora. Capitolul 6, versetul 12, 1 Corinteni 6 cu 12. Toate ideile sunt din 1 Corinteni. Pentru că Pavel s-a confruntat cu astfel de situații. Ce faci când un frate de al tău e mai slab și te vede pe tine că mergi într-un anumit loc și se împiedică, se potignește sau alte? Uitați, spune Pavel următoarele principii. Principiul numărul 1. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. 1 Corinteni 6 cu 12.
Primul principiu. Îmi folosește? Poți să faci ceva. Dar întreabă-te, îmi folosește sau nu? Al doilea. Tot în versetul 12, partea a doua. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, spune Pavel, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. A doua întrebare. Mă stăpânește? V-ați gândit la internet deja, da? La tehnică sau nu? La un joc, poate? Pierzi vremea cu jocuri și nu te poți opri? Pavel spune, verifică-te, 1, dacă îți folosește, 2, dacă te stăpânește, dacă sunt semnele că deja lucrul acela te stăpânește și nu mai scapi de el, ai o problemă. Trebuie să-l abandonezi, să nu-l mai faci. 1 Corinteni, capitolul 8, o să mai degrabă 10, 1, capitolul 10, versetul 23. Din nou, aceleași idei ale lui Pavel, puțin altfel. De exemplu, spune tot așa, toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos, dar partea a doua, versetul spune, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate zidesc. Deci, al treilea principiu, zidește, te zidește, dacă te duci în locul acela, dacă vrei să faci, Pavel spune, ai libertate, dar te zidește. Deci, îți folosește, te stăpânește, te zidește. Acum, al patrulea principiu e puțin diferit, pentru că are de-a face cu frații tăi de credință care sunt mai imaturi, care încă nu au reușit să se maturizeze, poate la început, și te vede că faci, îți permiți anumite lucruri, permisivitatea de care vorbeam, și asta îi blochează pe ei. 1 Corinteni, capitolul 8, versetul, iau de la versetul 9. Luați seama însă ca nu cumva slobozenia, această slobozenie a voastră, să ajungă o piatră de potignire pentru cei slabi. Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoștință, adică ești mai matur, că șezi la masă într-un restaurant de idol, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jerfite idolilor? Și astfel el, care este slab, va pieri din pricina acestei cunoștințe a ta. El, fratele pentru care a murit Hristos. Și acum vine versetul 12. Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Ar trebui să vă explic mai mult contextul larg social în care Pavel scrie. Dar al patrulea principiu este acesta. Rănește? Tu zici, sunt matur, îmi permit, dar celălalt, ce zice? Adică tu ții cont de cel de lângă tine sau mergi de unul singur? Pavel spune, sunt care nu pot duce anumite lucruri. Țineți încredințarea pentru tine, zice în Roman 14, caută pacea, fii înțelept, întreabă-te, ceea ce fac îl rănește pe celălalt? Trebuie să ții cont de asta. Rănește cugetul lui? Și ultimul, dacă toate nu funcționează, trebuie să funcționeze acesta, 1 Corinteni 10 cu 31. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Și al cincilea principiu este, îl slăvește pe Dumnezeu? Ce faci îl slăvește pe Dumnezeu? Deci, ai cinci principii, verifici, sunt ca niște filtre, da? Filtrul puțin mai gros așa, să zicem, e primul, îți folosește, ia gândește-te, ce faci
îți folosește. 2, spune Pavel, care era al doilea zid, nu zidește, ci te stăpânește, da, te stăpânește, sunt semnele că nu te mai poți abține. 3 este zidește, te zidește pe tine, ce faci? 4 rănește. 5 slăvește pe Dumnezeu sau te slăvește pe tine. Dacă aplici filtrele acestea, așa unul după altul, sunt convins că vei lua decizii bune. Și peste toate, Duhul blândeții, da? Cu toți aceștia, orice ai face, Domnul să ne facă mai blânzi și mai buni. Da. Următoarea întrebare. Credeți că este corect ca părinții să se impună în ținerea principiilor morale în educația copiilor? Până la ce vârstă a copiilor ne putem impune aceste principii să fim categorici? Iată o întrebare demnă de răspuns. Eu am 6 copii, am trecut prin toate fazele, am nepoți acum, am făcut greșeli, am făcut multe greșeli. Nu există părinți perfecți. Sau este cineva aici? Orice părinte știe că putea fi mai bun, putea să fie altfel. Învățăm din mers uneori. Întrebarea e foarte importantă. Care e atitudinea față de copii? Dacă vrei ca pruncii tăi să fie morali, după principiile biblice, ce faci? Îi impui? Până la ce vârstă? Întrebare bună. Deci, uitați un alt principiu biblic din Efeseni 6, versetul 4. Nu prea stăm pe aceste versete, Pavel le scrie foarte scurt, dar cred importante. Și scrie așa Pavel: și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Deci, încă o dată, ce spune acest verset? Facem o exegeză simplă pe el. Ce trebuie să facă părinții față de copii? 1. Să nu-i întărâte la mânie. Dacă vrei să impui unui copil un anumit principiu, s-ar putea să fie refuzat, copilul să reacționeze și să nu-l mai poți recupera poate o viață, pentru că ai forțat, nu ai cum anumite lucruri să le impui, mai ales de la o anumită vârstă. Mă gândesc că deja, mai ales la fete, 13-14 ani, arată semne de maturitate mai repede decât băieții. Dar băieții recuperează în timp. Da? Și se maturizează și ei, așa. Deci, fetelor, nu vă pierdeți nădejdea. Să fie semne bune acolo. Cei 7 ani de acasă, principiile biblice, să-L iubească pe Domnul, va recupera în timp. Dar mă întorc, să nu întărătați la mânie, a forța anumite principii pentru copil s-ar putea să se întoarcă împotriva ta. E adevărat că uneori copilul nu vrea să învețe decât dacă impui niște limite. Și aceasta e corect. Nu cred că există părinte care să nu fi intervenit autoritar în viața copilului. Deci, credem că trebuie să ne impunem anumite principii, dar ținând cont de acest lucru, să nu îi întărâtăm la mânie, să nu îi provocăm, pentru că ei unii vor fi răniți, alții nu vor uita, o viață poate, și strici relația pe termen lung. Dar al doilea lucru pe care îl spune textul este să-i creșteți în mustrarea Domnului. Mustrarea aici se referă la o atitudine
autoritară. Tu când vrei să-i ceri copilului tău să respecte anumite reguli, nu te duci în numele tău, atenție, nu spui așa vreau eu. Ai pierdut, autoritatea s-a dus. Dar dacă te duci și spui, cuvântul Domnului spune asta. Domnul, asta e învățătura Domnului, mustrarea și învățătura Domnului. Nu eu, ci așa cred eu, așa spune Scriptura, autoritatea cade pe Domnul, nu pe tine. Exersează atent acest lucru, chiar în limbaj. Un copil care îl iubește pe Domnul sau cel puțin are afinități, legături, știe niște reguli ale casei, ale bisericii, va fi mai sensibil când îi vei spune, cuvântul Domnului spune așa, sau uite, citește singur, uite, hotărăște-te singur, așa scrie Scriptura, la anumite lucruri. Cred că mai mare avantaj este și eficiența e mai mare atunci când invoci autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și nu neapărat autoritatea ta. Aceste două lucruri vreau să le țineți minte. Unul e negativ, unul e pozitiv. Să nu provoci copilul, ci să muți, să transferi autoritatea de pe tine pe Domnul, pe cuvântul Domnului. Cât privește vârsta, dacă stă cu tine în casa ta, cam asta e regula noastră. Trebuie să respecte regulile casei. Dar de preferat să le primească benevol, neforțați. De aceea trebuie să stai cu ei, să te faci prieten cu copiii tăi. Nu mai merge astăzi să te impui invocând nu știu ce model, că așa a făcut și bunicul sau așa a făcut nu știu cine. Astăzi lucrurile, vedeți, s-au schimbat, v-am arătat că trăim într-o societate, mai ales aici, care are alte reguli. Trebuie să ții cont și de regulile societății în care trăiești, nu numai de regulile tradiției din care vii tu. Toți cei care abuzează, forțează, folosesc forța, pierd pe termen lung. De aceea, încă de la această vârstă de adolescență, chiar preadolescență, împrietenește-te cu copilul tău. Să vadă că tu îi vrei binele, lasă-l și pe el să decide anumite, lasă-l să facă și anumite gafe, greșeli, va învăța din ele, nu-l lăsa să facă greșeli mari, atunci trebuie să intervii. Dar această, să zicem, acest dans de familie, al relației, trebuie să existe. Copilul trebuie să aibă încredere în tine. Și asta nu se poate decât cu prietenie. Cu excepția acelor lucruri care n-au cum să se schimbe. De pildă, în casa noastră se știa foarte clar. Un principiu moral era, n-ai voie să minți. Ai făcut o prostie, vii, ne-o spui, o reparăm, dar nu toleram minciuna. Minciuna avea pedeapsă imediat. Și al doilea lucru pe care l-am cerut a fost ascultarea, deci ascultarea în sensul bun, pozitiv al cuvântului. Aveam și alte reguli de moralitate. La o anumită oră să fie acasă, nu acceptam să casa să se folosească pentru alt scop decât cel curat. Învățam copiii să nu vorbească de rău familia în afară. Și alte lucruri, dar acestea sunt reguli interne. Încă o întrebare, de ce creștinismul nu ia atitudine împotriva legilor care legalizează homosexualitatea? Acum, creștinismul ia atitudine. Anumite biserici cred că iau atitudine cel puțin în scris. Altele nu. Noi, credincioșii evanghelici, am luat atitudine, nu prea vizibilă, e adevărat,
În România, de exemplu, credincioși ortodoxi, studenții de la facultățile de teologie ortodoxă, ieșeau pe stradă și arătau mai clar poziția. Pe evangheliști nu prea am văzut în afară, dar în cel puțin ca poziție oficială a bisericilor noastre, noi suntem împotriva homosexualității. Nu suntem, rețineți, împotriva homosexualului ca om, ne rugăm pentru el, vrem ca Dumnezeu să-l mântuiască și așa mai departe, dar păcatul nu putem să-l numim altfel decât păcat. Aș vrea să fie mai mult, aș vrea să vă pot spune mai mult, dar nu am ce spune. Trebuie să știți și asta, că și în bisericile noastre sunt cazuri. Eu am consiliat până acum 2, 3 care aveau înclinații homosexuale din bisericile noastre și care mi-au cerut ajutorul pe internet, nu și-au dat numele, dar și acum sunt în discuții cu 2 dintre ei, încerc să-i ajut, încerc cu toată blândețea, răbdarea, să le schimb gândirea, să facă, să citească ce trebuie, să fie convinși ei întâi, mă rog ca Duhul Domnului să-i convingă. Avem probleme. Avem probleme chiar în interior. Sunt foarte rare cazurile, adevărat. Și interesant că în aceste cazuri ei nu vor să plece din biserică. Știu că dacă pleacă din biserică, pleacă de sub protecția bisericii. Și mai rău. Ce facem cu ei? Noi nu am dezvoltat încă nimic din punct de vedere al consilierii, altor măsuri ca să îi ajutăm. E de discutat. Mulți mărturisesc că din pricina internetului, faptul că au accesat site-uri murdare care le-au stârnit păcatul acesta, au devenit homosexuali și n-au vrut să fie, n-au fost așa, dar când ești într-un mediu păcătos, vei păcătui și tu, dacă nu ieși la timp de acolo, dacă îți permiți permisivitatea să stai acolo. Schimbă prietenii care te duc în astfel de situații, schimbă, vinde computerul și tot, dacă simți și crezi că asta e sursa, înconjoară-te cu oameni curați, vino la casa Domnului, roagă-te, mărturisește păcatul. Cel care este în noi, spune Apostolul, e mai tare decât cel care este în lume și Dumnezeu se poate îndura de tine să te elibereze. Noi nu urâm pe acești oameni, îi compătimim, îi ajutăm, ne rugăm pentru ei, pentru eliberare. Dar nu putem spune altceva decât că, așa cum Biblia declară, este un păcat condamnat de Dumnezeu însuși. Dumnezeu să se îndure de toți aceștia. Și o ultimă, parcă mai aveam un ultim bilet, sunt mai multe, dar la celelalte nu pot răspunde pentru că nu au de-a face cu subiectele noastre. Din aceste seri sunt întrebat dacă ce se întâmplă dacă ascultăm o muzică care nu ne zidește, care nu este bună. Acum, eu afirmam că și ieri cred că uneori ca să te eliberezi de anumite ispite și încercări, pune o muzică bună, ascultă o muzică bună, muzica curată aduce pace, așa ar trebui. Cum diferențiezi care e muzică bună și care nu este muzică bună? Unora le place muzica instrumentală, altora le place corul, alții cred că numai a cappella e muzica adevărată și alții cred că muzica rock, aia transmite ceva. Ei,
N-am decât să spun, luați cele 5 filtre și aplicați-le. Îți folosește? Chiar îți folosește muzica rock? Te zidește? Da? Te înalță spiritual? Te stăpânește? Poți și fără ea? Rănește? Mai ales pe părinți, când o ascultă și ei în casă. Dar mai important, dă slavă Domnului, îl slăvește pe Dumnezeu ce asculți tu. Și așa, filtrele acestea te vor ajuta. În multe din întrebări, răspunsul vine pe aceste 5 filtre date de Apostolul Pavel. Eu vă mulțumesc în numele Domnului pentru că m-ați primit în mijlocul adunării. Sper că aceste studii să fi fost de folos, cel puțin să fi ridicat problemele contemporane, să știți cam cu ce se luptă și alții, noi, biserica. Am încercat să dăm răspunsuri și din perspectiva creștină. Noi avem ce spune, avem răspuns la foarte multe din aceste întrebări contemporane. Ne bazăm în continuare pe Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu, pe călăuzirea Duhului. Vă doresc să aveți un an binecuvântat cu Domnul și o viață trăită la lumină. Amin.